Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii ianuarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în scorpion. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să verificăm energia cărților oracol și de tarot. În primul rând, în luna ianuarie, pe 2, Mercur, planeta intelectului, și-a reluat mersul direct în săgetător, în casa voastră a doua. Casa a doua vorbește despre banii mei câștigați prin muncă proprie, despre veniturile mele, despre iubire și stimă de sine, lucrurile pe care pun eu valoare. Mercur este planeta intelectului, cea care ne ajută să vorbim și să gândim și cea care ne vorbește despre modalitatea în care o facem. Iar reluarea mersului direct aici în săgetător ne oferă acum tuturor o imagine de ansamblu. Pentru voi în mod direct, o viziune mai amplă și mai clară asupra veniturilor voastre. În perioada de retrogradare, Mercur a vrut să se asigure că nouă nu ne scapă din vedere niciun mic detaliu, care poate avea legătură cu cheltuielile noastre, cu modalitatea în care ne câștigăm banii, cu resursele noastre financiare, cu stima de sine, dar și cu ce iubim sau pe cine iubim. Posibil să fi avut voi parte de fel și fel de confuzii în această direcție, poate de întârziere în primirea salariului sau un mic conflict interior mental, mai ales în ceea ce privește poate locul vostru de muncă sau banii voștri realmente. În această perioadă veți avea posibilitatea să vedeți la un nivel mai înțelept, pentru că săgetătorul despre asta vorbește, despre imagine de ansamblu și despre lucruri care ne trimit către a evolua, către a explora. Vă pot veni idei noi despre cum să vă sporiți veniturile. Mai departe, pe 4 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, a intrat în Capricorn, în casa voastră a treia. Marte este planeta acțiunii, iar Capricornul este un semn foarte bine organizat. Este arhetipul care ne vorbește despre tradiție, despre structură și despre lucruri care sunt făcute ca să dureze. Marte în Capricorn se simte foarte bine. Este o energie destul de exigentă, de încăpățânată. Aș putea spune și nerăbdătoare, dar în egală măsură și de rigidă. Aici, casa a treia ne vorbește despre comunicare, despre mediul de pe lângă casă, vecinii noștri, familia extinsă, frați, surori, unchi, mătuși, dar și drumurile pe distanțe scurte pe care le putem face. Tot aici regăsim și nevoia noastră de a studia, de a ne perfecționa cunoștințele. Aici se regăsesc ideile care întorc roade într-un termen foarte scurt. Marte aici vă dă foarte multă determinare să porniți la drum, să faceți toate cele demersuri pe care le aveți în plan, să bifați toate lucrurile pe care voi le aveți de făcut, să vă duceți la bun sfârșit planurile, să vă rezolvați niște chestiuni care poate au legătură cu instituții publice. Un Marte în Capricorn vă poate aduce succes în toate aceste demersuri. Mai departe de atât, avem luna nouă în Capricorn, pe 11 ianuarie, tot aici în casa a treia. Această casă va fi pusă sub lupă. Este casa de drept a gemenilor. Casa a treia și casa a noua este axa care reprezintă cunoașterea. Vreți să faceți niște demersuri pentru a bifa niște lucruri care v-au rămas poate restante de anul trecut. O lună nouă spune noi intenții, noi angajamente. S-ar putea unii dintre voi să începeți să faceți o serie de drumuri, să mergeți la niște cursuri de calificare sau să începeți să faceți o serie de drumuri pentru anumite activități pe care le doriți voi sau drumuri către instituții publice, drumuri care au legătură cu instituțiile publice. Pentru alții dintre voi poate însemna că doriți să deveniți independenți financiar și să începeți să faceți niște drumuri pentru a înființa o nouă entitate juridică. Puteți acum să vă luați angajamente noi în legătură cu familia voastră sau în comunitatea din care faceți parte. Ceva ce implică vecini, sau ceva ce vă pune pe voi într-o poziție de conducere în comunitatea voastră. Și toate acestea vor fi susținute când Mercur se mută și el în Capricorn pe 14, tot aici în casa a treia. Îmi vin idei.
Capricornul, am spus că este administratorul firmei. Îmi vin idei despre cum să mă organizez mai bine în comunitatea din care fac parte. Studii noi pot apărea aici, lucrări de cercetare, informații pe care să le acumulați, dar care să vă ajute pe voi să creșteți, să dobândiți mai multe cunoștințe care să ducă către cunoaștere. Energia se schimbă după data de 20 ianuarie, când soarele intră în vărsător în casa voastră a patra. Vărsătorul este semnul inovației, este semnul care, în general, respinge tradiția, tocmai pentru că este avangardist și nonconformist. Iar casa a patra ne vorbește despre spațiul locativ. Ne vorbește despre trecutul nostru, părinții noștri, despre proprietățile noastre. Pot apărea aici niște situații sau niște discuții foarte nonconformiste care vizează spațiul vostru locativ. Ceva schimbări se vor petrece aici, pentru că fix la o zi după, Pluto, planeta transformării, a morții și a renașterii, se mută pentru următorii 20 de ani, aici, în casa voastră a patra, la nivel de spațiu locativ, familie, proprietățile mele. Se va mai întoarce pentru o scurtă perioadă de timp în Capricorn pe parcursul acestui an, însă marchează o nouă eră, o nouă lume, spune Pluto în vărsător. Lumea așa cum o știm noi, în următorii 20 de ani, nu va mai exista. Totul este într-o schimbare continuă. Pluto aici în vărsător, în casa a patra, vă poate aduce în următorii 20 de ani, dar și în luna ianuarie, un început nou. Ceva se schimbă complet. Ce atinge Pluto nu rămâne la fel. Pluto ne ia, practic, ceea ce noi nu avem capacitatea de a lăsa în urmă și ne dă ceea ce ne este nouă potrivit pentru binele nostru suprem. Ceva la nivel de casă, ceva la nivel de părinți, ceva la nivel de proprietate se poate întâmpla aici. Fie să deveniți proprietari acum dacă doriți să vă luați o casă, fie să faceți o schimbare de casă pentru următorii 20 de ani. Da, pot fi tranzacții imobiliare pe care le puteți face acum, o idee inedită apărută de nicăieri, dar care vă ajută poate să fiți mai aproape de familia voastră. Ceva se transformă, în egală măsură ceva se și regenerează. Ies la suprafață niște frici care acum pot fi vindecate, tocmai pentru că vărsătorul în mod normal se regăsește în casa 11-a, care vorbește despre viitor și idealuri înalte. Mai departe, pe 23 ianuarie, Venus, zeița iubirii, se mută și ea în Capricorn, în casa a treia. Venus este energie feminină, este planeta care ne vorbește despre iubire, stimă de sine, confort, dar și banii lichizi. Este o energie magnetică care atrage. În casa a treia aici, în Capricorn, Venus vrea stabilitate. Este o energie foarte serioasă. Capricornul este el însuși o energie foarte serioasă și vrea lucrurile să fie foarte bine făcute. Poate însemna că în demersurile pe care le aveți voi de făcut unii dintre voi în legătură cu instituțiile statului, să vă recuperați niște bani. Pot fi taxe, impozite, pensie, pot fi alocații pentru copii, toate aceste lucruri se pot aplica. Deci puteți începe niște demersuri în acest sens. Venus în Capricorn, într-o casă a comunicării și a drumurilor pe distanțe scurte, mai poate însemna că puteți întâlni pe cineva cu care să începeți acum o comunicare serioasă, o comunicare ca la carte, să începeți să vorbiți, să vă cunoașteți, pentru ca ulterior să aveți un foarte bun cadru, să vă mutați împreună, să întemeiați o relație frumoasă și o familie frumoasă. Și nu în ultimul rând, pe 25 ianuarie, avem parte de luna plină din leu din casa voastră a 10-a. Leul este arhetipul generozității, al pasiunii, al creativității. Iar casa a 10-a ne vorbește despre prestigiu, faimă, scena publică, casa carierei și a profesiei. Iar o lună plină vine cu încheiere, cu finalitate, cu o concluzie sau cu acea posibilitate de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. Pentru unii dintre voi poate însemna acum o retragere glorioasă din câmpul muncii. Pentru alții dintre voi poate fi decizia de pensionare. Pentru unii dintre voi poate însemna reconversie profesională. Îmi urmez calea și îmi urmez drumul.
Pentru alții dintre voi poate însemna o curățare a imaginii publice, o curățare a numelui și renumelui vostru. Poate veni aici cu un elan și un aplomb foarte mare de a face lucrurile, cu o infuzie energetică, să faceți niște lucruri mărețe. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie exact momentul oportun să începeți ceva nou. Ceva se încheie și altceva se întrezărește pentru voi. Este o lună destul de interesantă pentru toată lumea, întrucât Pluto marchează era Vărsătorului, care deja era prezentă de ceva vreme, dar vom vedea cu toții că apar niște schimbări majore la nivel de omenire și, în consecință, vă doresc să fiți pregătiți pentru acestea. Vă doresc să aveți o lună minunată, să vedem acum ce ne spun și cărțile Oracol. Avem casa a 12-a, casă care aparține inconștientului colectiv, mentalului colectiv, lucrurilor pe care noi le avem în mintea noastră, dar de care nu suntem conștienți. Este casa karmei colective, dar și a celei transgeneraționale. Este o casă a izolării, este o casă care de multe ori vorbește despre o privare de libertate, o neputință și un sacrificiu. În egală măsură este și casa care ne conectează cu câmpul unificat de energie și cu divinitatea. Are legătură cu peștii. Iar în acest moment, Saturn se regăsește în pești. Iar Saturn este guvernatorul Capricornului, unde pentru voi încep niște drumuri noi. Începe să faceți niște drumuri, uite, poate pentru că vă schimbați cariera și începeți un nou loc de muncă. Pentru alții dintre voi poate însemna că încep să îmi fac documentele pentru a înființa o nouă entitate juridică unde eu să fiu manager, unde eu să fiu administratorul firmei. Pentru alții dintre voi poate fi o conștientizare puternică care să vă ajute să vă regenerați niște probleme de sănătate, să vă ajute să vindecați niște probleme de sănătate care au fost preluate pe karmă de neam. În casa a 12-a ești tu cu sufletul tău și cu divinitatea. Avem racul. Racul este casa a patra în mod normal în astrologie și are legătură cu proprietățile, cu trecutul, cu părinții, dar și cu spațiul locativ. Racul este semnul familiei, iar pentru voi racul este în casa a noua. La nivel de credință se poate schimba ceva pentru voi în această lună, la nivel de feminitate, la nivel de maternitate se poate întâmpla ceva în această lună sau lucruri care apar în viața voastră au legătură cu maternitatea, feminitatea. Nu este exclus să vorbim aici despre casa unde locuiți, să apară niște schimbări în această zonă, să vindeți sau să cumpărați un imobil. Pentru alții dintre voi este vorba despre conectarea sau reconectarea la propriile voastre emoții pe care unii dintre voi s-ar putea să le fi închis sau să fie o lună foarte emoțională, cu încărcătură foarte emoțională pentru voi. Pentru că este important să vindecați niște răni din trecutul vostru, astfel încât să fiți pregătiți pentru acest viitor incert care este pe punctul de a se manifesta în viețile noastre. Vedem mai departe, pentru Scorpion, ianuarie, avem cuibul gol. Uite, casa 8-a și Scorpionul, fix pe voi. O nouă etapă care începe. Mă simt singur în casa mea, o închidere de ciclu. Da, în casa a 12-a închidem cicluri. Ajung la o finalitate și am parte de un nou început. Ajustez niște lucruri care nu-mi convin, mă eliberez de lucrurile care nu mai servesc, mă îndepărtez de oamenii alături de care nu mai am niciun fel de misiune, sens și rost în această viață și încep o nouă viață. La nivel de sexualitate, la nivel de confort, la nivel de taxe și impozite, de datorii de care puteți să scăpați începând cu această lună. La nivel de banii celorlalți, contracte deja semnate, apar niște schimbări aici. La nivel de profesie, evident, pentru că acolo vorbim despre contractul de muncă. Ceva se schimbă.
Avem smaraldul și casa întâi. Aici avem semnul taurului, care vorbește despre banii mei lichizi, despre iubire, stimă de sine și confort. Vindecare, vedeți, fertilitate, energie feminină, sexualitate, pace, liniște, restaurarea conexiunii emoționale dintre voi și sufletul vostru, creștere, o relație foarte puternică pe care o puteți începe acum sau vă puteți reconecta emoțional cu omul cu care deja aveți o relație, echilibru, dragoste, dar este o iubire matură, este o culminare în această lună de care voi puteți avea parte la nivel emoțional. Și aici avem constelațiile, uite din nou racul, poate conexiunea cu mama să fie aici în discuție, ceva legat de mama voastră. Pentru alții dintre voi, prin intermediul casei a treia, intrați într-o conexiune cu niște oameni, într-o rețea de oameni care vă este foarte benefică, un colectiv, o comunitate în care vă regăsiți acum, niște vecini mai buni. Pentru alții dintre voi vorbim despre o creștere financiară, iar pentru alții dintre voi vorbim despre o nouă casă, realmente, un nou cartier, poate fi și o nouă țară, deși cărțile vorbesc mai degrabă despre aceeași țară, dar alt loc. Să vedem ce arcană vă definește luna ianuarie. Avem nebunul, un nou început, o resetare majoră pentru voi care se va face resimțită începând cu luna ianuarie. Vor apărea lucruri noi în viețile voastre, la care veți asista, la care veți participa și de care vă veți bucura, pentru că este o lăsare în urmă a provocărilor pentru cei care aveți curaj să faceți această schimbare, evident. Să vedem mai departe. Scorpion la nivel de relație, plan material și emoțional. Uite, pentru unii dintre voi este foarte important acest aspect emoțional, dar și cel al sănătății, din ce văd aici. Pentru cei care sunteți singuri, veți închide o karmă transgenerațională sau o karmă din alte vieți care are legătură cu iubirea, căminul, casa voastră, cu modalitatea în care voi v-ați întemeiat o familie sau cu neputința poate de a avea o familie. Puteți începe acum o familie, niște lucruri care vin către voi rapid, iute, o nouă iubire, asul de cupe, cineva nou care intră acum în viața voastră. Capacitatea de a face ceva pentru a face un pas înainte către o nouă dragoste. Și aici, cu semnul constelației, vorbim despre eliminarea unei traume transgeneraționale pentru a-mi întemeia, pentru a mă detașa de familia mea, de trecutul meu, de tiparul lor, să-mi întemeiez eu o nouă familie, o relație, dar prin a fi eu-ul meu autentic, propria mea expresie cu Pluton vărsător. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, pentru unii dintre voi s-ar putea să fie aici o idee și o convingere deja bine structurată în mintea voastră că vreți să vă separați de omul alături de care sunteți deja. Este o idee de divorț aici sau este o nevoie de a face dreptate într-o oarecare măsură. Pentru foarte mulți dintre voi s-ar putea să nu aveți parte de energie sexuală în cuplu, care în această lună se poate vindeca sau pe care o puteți regăsi, redobândi în această lună. Această energie sexuală pare să fie aici un fel de măr al discordiei între voi și partenerul vostru. Pentru alții dintre voi pare să fie o discuție care vizează o acțiune legală pe care o puteți încheia în această lună și vă puteți recăpăta liniștea în casă alături de partenerul vostru. Partenerul vostru care se poate vindeca și el la nivel de suflet, își poate și el regenera emoțiile și starea emoțională și puteți să vă reîntăriți sau să vă redobândiți fericirea în cuplu. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici energia vă spune că este vremea să vă recăpătați puterea. A fost o energie karmică pe care
Este bine să o lăsați în urmă pentru că a avut la bază energie sexuală și atașament din acela de natură primară și să mergeți pe alt drum către vindecarea voastră proprie, dar către drumul vostru care este alături de altcineva nou. Nu are legătură cu cineva din trecutul vostru. Aici este o separare pentru foarte mulți dintre voi, dar este și o regenerare, o discuție, în cazul în care drumurile voastre mai au o direcție comună, o cale bună de urmat, dar vindecați în egală măsură și voi și partenerii voștri, conștienți de voi. Să vedem ce aduce justiția aici. Un șapte de spade. Întors era, dar îl citim și așa și așa. Justiția pune punct. Dacă sunteți singuri, autosabotajului, tiparelor vechi sau karmei de neam, se întâmplă niște evenimente, apar niște situații care vă ajută în conștientizare să vă dați seama că ați repetat sau că repetați ceva ce are legătură cu neamul și familia voastră. Primiți o mână de ajutor din partea Universului să vă eliberați de o karmă, de niște greutăți care nu vă mai aparțin. Pentru cei care sunteți în cupluri deja, s-ar putea unii dintre voi să prindeți curaj și să vă eliberați de acolo. Aici este trădare, aici este minciună. Fie voi, fie partenerii voștri ați fost autorii și în această lună s-ar putea să apară o discuție a divorțului sau s-ar putea să apară o discuție care să aducă în lumină acest șapte de spade, să iasă adevărul la iveală, să-l discutați și să ajungeți la un acord comun. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vi se spune, te înveți cu apă rece, mergi înainte, nu te merită. Aici avem un 8 de bâte. Optul acesta de bâte ne vorbește despre o avansare, un progres. Progres care are loc cu sau fără voia noastră. Cavalerul de bâte spune că poate apărea cineva, dacă sunteți singuri, cu care să intrați într-o relație acum, dar să fiți conștienți că la bază este o nevoie de a fi cu cineva, în orice fel, în orice cadru, doar de teama de a nu fi singuri. De a avea o familie doar pentru că am fost învățat așa. Ori Pluto în casa a patra vorbește acum despre independență, despre a-mi fi bine, despre a fi eu-ul meu autentic și despre a nu ține cont de programele sociale care mi-au fost mie plantate în subconștient de mic. Vorbim despre progres dacă sunteți singuri, despre posibilitatea de a cunoaște pe cineva nou, care poate apărea subit în viața voastră, neașteptat. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, niște discuții vor fi foarte revelatoare în această lună și vă vor da posibilitatea să ajungeți la concluzia potrivită. Pentru unii dintre voi, care va fi deznodământul pentru familia voastră? Un nou început corect, cinstit, în care suntem amândoi loiali, suntem amândoi cinstiți sau fiecare pe drumul propriu? Există aici cu nebunul și cu acest cuib gol ideea de divorț și cu justiția și șapte de spade. Probabil că sunt printre voi oameni care sunt și în acel punct. Iar pentru cei care sunteți singuri, energia vă spune să mergeți pe drumul vostru. Să vă dați o șansă să explorați lumea. 8 este cifra anului 2024, care este un an abundent, dar care este și un an karmic. Depinde foarte mult dacă v-ați învățat lecția. Și să vedem asul de cupe ce aduce. Asul de cupe ne aduce un șapte de monede. Cât dai, aia primești, spune șapte de monede. Pentru cei singuri, aveți posibilitatea acum să cunoașteți pe cineva care merită efortul vostru sau cineva care va face un efort, care va investi în această iubire dintre voi doi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este acel punct poate de cotitură pentru foarte mulți dintre voi în care să trageți o linie și să spuneți ok, să vedem ce am realizat noi până acum după această relație sau în timpul acestei relații. Șapte de monede spune am investit, dar ce am investit? Un șapte de spade sau un opt de bâte?
corectitudine și progres sau minciună și trădare sau autosabotaj. Este foarte important această lună ianuarie pentru voi să știți, mai ales că Pluto este guvernatorul vostru și mutându-se în vărsător marchează o nouă eră, un nou fel de a fi și va transforma relațiile nu doar pentru voi, ci pentru toată lumea. Tocmai pentru că intrăm în acest viitor nescris încă, pe care îl construim. Asul de cupe și șapte de monede aici aduce posibilitatea de a fi foarte stabili, posibilitatea de a da și de a primi în egală măsură, posibilitatea de a investi într-o nouă iubire. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, șapte de monede spune cam atât se poate. Nu poți să ai așteptări mai mari de atât, pentru că nu duc niciunde. Șapte de spade, ce ne spune aici? Despre ce este vorba? Cavalerul de monede. Poate fi o trădare a cuiva care a crezut în ceva anume, dar care a rămas pe loc. Voi sau partenerii voștri, poate ați avut o altă relație și ați crezut că faceți bine ce faceți acolo, dar relația nu a evoluat. Mai poate fi vorba și despre situația financiară, unde au existat posibil niște scurgeri de informații. Pot fi foarte multe lucruri aici în discuție. Ideea este că acest cavaler de monede vă oferă șansa să restaurați un echilibru, să ajungeți acolo unde vă doriți și dacă sunteți singuri și dacă sunteți în cupluri și dacă v-ați despărțit de cineva. Dacă v-ați despărțit de cineva, puteți întâlni pe altcineva, uite. Dar nu grăbiți lucrurile. Este o energie a voastră aici nerăbdătoare. Scorpionul planifică din timp pentru că are un atașament față de control, iar în această lună vi se spune eliberare de control. Cavalerul de băte, vedeți? Eliminarea impulsului de a face ceva. Și aici avem șase de cupe. Apariția unui suflet pereche, asul de cupe, șase de cupe, apariția unui suflet pereche, să știți, pentru foarte mulți dintre voi. Dar acest om, această persoană, apare atunci când lângă voi scaunul este gol. Și șase de monede. Poate sunteți într-o conexiune cu un suflet pereche, dar care a fost karmic până acum, unde ați fost dezavantajați, unde ați fost voi într-o poziție de inegalitate față de această persoană. Pentru alții dintre voi poate însemna că în relația voastră de cuplu, în sfârșit, în anul 2024, aveți ocazia să începeți să trăiți frumos, să intre lucrurile în armonie, în egalitate, să se restaureze echilibrul. Pentru cei care sunteți singuri, sunteți dezavantajați în relația la care încă visați și sperați. Și energia vă spune, și dacă reiei conexiunea, tot în zid se duce. Este doar alegerea voastră ce vreți să faceți aici, dar acest șase de cupe și asul de cupe vă vorbește vouă despre posibilitatea de a întâlni pe cineva care să fie sufletul vostru pereche și să fie un suflet autentic. Iar pentru cei care sunteți căsătoriți, pentru unii dintre voi, să restaurați armonia și pacea. Avem aici un mesaj pe care îl puteți primi. 8 de băte înseamnă comunicare, 8 de băte mai înseamnă și străinătate și progres și drumuri pe care le puteți face. Cineva de la distanță sau cineva să vă surprindă acum, să comunice, să vorbească dacă nu o făcea. Și aici avem nuntă sau căsătorie, căsnicie, relație stabilă. Sau cum totul poate începe dintr-o joacă. Pentru voi este un nou început. Avem nebunul, avem nebunul care înseamnă și peștii și berbecul și începutul și sfârșitul și alfa și omega. Avem 13, transformarea, avem 8 pe voi, scorpionul, deci este o energie foarte puternică pentru voi, așa cum ne-am obișnuit. La nivel de plan material, avem un 10 de cupe, judecata, cavalerul de cupe și moartea, transformarea. Unii dintre voi, în sfârșit, uite, ieșiți la pensie, vedeți, se încheie o așteptare, poate ați fost pensionați pe caz de boală și în sfârșit vă revine decizia și vă
Îmi cântă acest lucru, decizia finală. Pentru alții dintre voi este o schimbare profundă la nivel de carieră, de profesie. Pentru unii s-ar putea să fie o revenire la o veche pasiune de-a voastră, la un vechi hobby, la ceva ce vă plăcea să faceți, la talentul vostru nativ, la talentul vostru ancestral și să începeți o nouă cale, un nou serviciu, o nouă carieră. Pentru alții dintre voi aici sunt scuzele cuiva de la locul vostru de muncă sau scuzele unui șef, scuzele unei șefe, scuzele cuiva care vă și poate restaura, repune într-o funcție. Poate fi o revenire a cuiva în viața voastră. Pentru alții dintre voi aici, la nivel material, este ceva legat de copiii voștri care au o reușită, au parte de o realizare mare sau planuri noi în acest an care vă bucură. Să vedem ce mai poate fi aici. Poate fi o schimbare de domiciliu, exact cum am spus, întoarcerea acasă, la rădăcină, în casa voastră părintească și acest lucru să vă bucure. Ce aduce moartea? 5 de spade. Eliminarea stresului, a conflictului, a compromisului, a minciunilor, a certurilor. 7 de bâte din nou. Sunteți într-o poziție de putere în această lună, dar putere care nu vine din control. Asul de cupe. Uite, se repetă cărțile. Asul de cupe peste pajul de cupe. Bucuria sufletului vostru. Puteți începe un nou serviciu la nivel de carieră, puteți avea parte de succes, puteți avea parte de faimă, de prestigiu. Lucrurile pentru care ați luptat atât de mult timp pot acum să se materializeze în viața voastră, să dea roade, să obțineți niște bonusuri unii dintre voi, să știți. Și 10 de cupe aduce un rege de bâte, un partener care își asumă rolul în familie, poate fi un șef. Vă angajați undeva și vă face foarte mare plăcere. Puteți începe voi o afacere, puteți începe voi ceva pe cont propriu. Puteți fi promovați, este un câștig material. Puteți face pace cu cineva de la voi din familie. O energie masculină. 6 de spade. Veți găsi o soluție să traversați toate aceste lucruri și să scăpați de un atașament material. Foarte bună energia. Foarte bună. Veți găsi o soluție. Porniți într-o nouă direcție, se schimbă ceva pentru voi aici în planul material. Avem training sau cursuri pentru a învăța ceva nou, exact casa a treia, despre asta vorbește. Mă pregătesc pentru ceva nou, învăț ceva nou, învăț să fac și altceva sau mi-aduc aminte anumite lucruri. Dacă vă doriți să începeți ceva nou acum, asigurați-vă că sunteți foarte bine pregătiți pentru acel lucru sau dacă vă doriți un nou serviciu, perfecționați-vă puțin într-o anume direcție. Economisim bani. Unii dintre voi s-ar putea să luați din economiile voastre să vă înscrieți la niște cursuri sau este recomandat să investiți în voi, pentru că pe termen lung acest lucru vă va aduce siguranță materială, dezvoltarea aceasta personală. Și aici spune, noi angajăm și căutarea unui serviciu. Vedeți la nivel de casa 10, acolo unde aveți luna plină în leu, ceva se întâmplă, porniți într-o nouă direcție. Sau chiar dacă sunteți la pensie, puteți face ceva, să aveți niște mici câștiguri. Alții dintre voi puteți învăța pe alții, puteți oferi niște sfaturi, puteți avea niște câștiguri, cât de mici, dar bune. Iar la nivel de stare emoțională, avem regele de bâte, puterea, 3 de spade și faetonul. Uite, aici este controlul și lupta pentru putere în care ați fost voi și cineva, voi cu cineva și faetonul care spune o luptă pentru putere continuă în care am stat și am vrut neapărat să câștig sau cineva s-a luptat cu mine sau eu cu cineva. M-am încăpățânat într-o anume direcție, dar am suferit și este momentul să vă îndepărtați, să lăsați aceste lucruri în spate.
Puterea de a o lua de la început pe cont propriu. Puterea de a mă vindeca. Am încredere în mine că reușesc să fac anumite lucruri. Atenție la tensiunea arterială. Atenție la articulații. Și atenție la plămâni. Să nu stați în frig. Aici este o durere legată de tata pentru alții dintre voi. Părinții voștri aici sunt în discuție în luna ianuarie sau poate dacă vă reevaluați acolo situația, copilăria, veți înțelege niște lucruri majore. Puterea clarifică puterea. Puterea să o luați de la început. Este un an 8. Este un an puternic pentru toată lumea, după cum spuneam, de manifestarea abundenței sau un an karmic, dacă nu conștientizăm ceea ce se petrece în jurul nostru. Doi de bâte. Planuri noi de viitor și capacitatea de a le pune în practică, puterea de a-mi face planuri și de a merge mai departe cu ele, puterea de a îndrăzni să visez la un viitor mai bun. Avem luna, puterea de a scăpa de frica, de a nu fi singur, puterea de a elimina frica din mintea mea, pentru că aici este o frică ancestrală, și puterea de a spune adevărul, poate cineva acum are curajul să spună adevărul, sunt prea multe, hai să le iau. Puterea de a spune adevărul sau cineva vă dezvăluie adevărul, adevărul în această lună iese în lumină. Avem steaua, 4 de bâte, cavalerul de bâte din nou și 3 de monede, incredibil. O nouă direcție în relații, o schimbare în bine în relațiile voastre, indiferent că sunteți singuri sau în cupluri. Dacă sunteți despărțiți, o nouă relație este aici, un partener corect alături de care să lucrez. Cineva îmi spune adevărul acum și mă bazez pe faptul că este corect și cinstit. Iar aici un cavaler de bâte vorbește despre curaj și forța de a începe niște lucruri. Pe de altă parte, acest cavaler de bâte cu luna vorbește despre o relație intimă secretă, dar care în această lună poate ieși la suprafață, sau despre o frică de sexualitate, ceva legat aici de sexualitate, de teamă. Voi știți cum vi se aplică, dar care poate fi vindecat, discutat în această lună. Și aici avem seducție, pasiunea și romanța te așteaptă la nivel emoțional. Se dă startul unei noi povești de iubire sau a reconectării emoționale cu cineva drag, cu partenerul vostru de viață, sau puteți întâlni pe cineva nou. Da, și de la locul vostru de muncă poate fi, sau printr-o activitate online poate fi că avem aici steaua. Este o energie foarte bună. Talismanele. La nivel de sănătate, dacă aveți niște simptome care vă deranjează, indicat este să mergeți la medic, pentru că s-ar putea să nu vă dați seama ce se petrece acolo și cu toate astea să fiți nevoiți să interveniți ulterior, dar rapid. Să vedem. Uite, pastila de fericire. Vedeți, să fiți atenți, da? La mici simptome, la lucruri care poate vă deranjează la nivel de sănătate, tocmai pentru a le ține sub control. Uite, ceva la nivel de sănătate se poate repara, primiți o veste bună. Pentru alții dintre voi, așteptați cu nerăbdare ceva, dar trebuie să fiți foarte calmi, pentru că altfel nu se întâmplă. Aici este o închidere de karmă sau o vindecare. Niște analize care vă pot ieși bine, sau alții dintre voi stați cu sufletul la gură pentru niște analize, dar care încă nu sunt concludente, sau nu aveți de ce să vă faceți griji pentru alții dintre voi. Oh, elixirul iubirii, poțiunea iubirii, din liniște aveți parte de iubire,
Uite, ați fost într-o vibrație joasă sau învăluiți de o vibrație joasă. Aici avem dragonul, intrăm în anul dragonului, unde trebuie să faceți curățenie și să vă aranjați viața. Ăsta e un an foarte important pentru voi. Eliberarea de constrângeri materiale, o formă de independență financiară pe care o puteți căpăta acum. Ia uite, chintă royală. Mare noroc, o șansă unică pe care o aveți să faceți niște lucruri, să vedeți niște lucruri diferit, să vedeți lucrurile până la cele mai mici detalii, să aveți acces la niște informații care vă oferă vouă o șansă mare de câștig. Nebun după tine. Dacă începeți o relație, asigurați-vă așa, pe toate părțile, că omul acesta vă merită. Lumea întreagă și stabilitatea pentru alții dintre voi, uite, împărăteasa, atrageți în viața voastră un lucru extraordinar de bun. Fie o relocare, o relocare, poate fi de orice fel de natură, din țara natală în străinătate sau invers, fie cineva vă pune lumea la picioare și acum când promite, se ține de promisiune. Avem tichetul către fericire și o aventură care vă așteaptă, un nou drum, o nouă cale, o excursie, un drum, o dorință care vi se îndeplinește. Din nou, această idee despre sănătate, trebuie să faceți ceva la nivel de sănătate, să aveți mai multă grijă sau să eliminați acolo niște lucruri toxice pe care le faceți pentru a vă regenera. Uite, ajustați-vă vibrația. Intrați în armonie cu simțurile voastre, cu emoțiile voastre. Ați fost deconectați de la emoții. O inimă care se umple cu iubire, o sincronicitate, un eveniment, o șansă, o reușită, o situație care vă bucură foarte mult. Din nou, prosperitatea și abundența. O eliberare de constrângeri financiare. Aici avem un porcușor care zboară. Vedeți, ignorați niște semnale la nivel de sănătate și să știți că sănătatea aceasta sau simptomele acestea sau dacă ați somatizat în corpul fizic are legătură cu gândurile voastre și cu emoțiile voastre. Toate bolile din corpul fizic sunt din cauză emoțională sau mentală. Aici este o reîntregire a familiei sau o întărire a unei relații dintre voi și copiii voștri la luna nouă, pe 11, pe 11 întâia, când este 1-1-1, întuneric și lumină. Aveți o șansă să vă împăcați cu cineva foarte drag vouă și să înflorească această relație. Trebuie să măsurați niște lucruri. Pe de o parte, unii dintre voi trebuie să lăsați de la voi, pe de altă parte, alții dintre voi ați lăsat foarte mult de la voi. Aici avem peștii, vedeți, casa a 12, aici avem taurul, care ne-a apărut mai devreme, aici. Și peștii și taurul vorbesc despre iubire. Necondiționată, condiționată, într-o oarecare măsură. Dacă îmi face mie bine, e bine, dacă nu, nu. Aici vorbim despre Saturn în pești și aici vorbim despre Jupiter și Uranus în Taur. Sunt titani, sunt niște planete care vă ajută pe voi să depășiți karma, vă ajută pe voi să vă întăriți puterea. Aici, uite, vedeți, vorbim despre această energie sexuală care poate fi blocată sau care a fost prea mult. Pentru alții dintre voi, inițialele sunt SMX, nimic nu se pierde, totul se transformă. Puteți avea parte de o conștientizare care să vă ofere în acest an putere, foarte multă putere, dar și șansă maximă de reușită. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună ianuarie minunată, fabuloasă și un an pe măsură, să fiți bine, iubiți și sănătoși. Să ne reauzim cu drag data viitoare. Pa, pa!